11 aprilie, Ioan 1 10. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. Lumea nu l-a cunoscut. El era în lume și lumea a fost făcută prin el, dar lumea nu l-a cunoscut. Acest cuvânt conține și descoperă o mare tragedie. Isus, cuvântul lui Dumnezeu și lumina lumii, venise pe pământ ca să aducă omenirii lumină și viață. Să o mântuiască și se i pregătească drumul înapoi la casa tatălui. Dar oamenii nu l-au cunoscut, cu toate că ei și acest pământ au ieșit de mâna lui. Nu l-au cunoscut, fiindcă lucrurile cerești le erau străine. Așa s-au învățat și obișnuit cu întunericul, încât lumina lumii nu însemna nimic pentru ei. Și ei au scăpat mare ocazie, ocazia de a câștiga cerul. Cu siguranță aceasta a mișcat și supărat inima lui Iisus, care venise să salveze pe oameni, ca să trăiască și ei. Au făcut ca și când el nu era prezent. Nu au recunoscut timpul de cercetare a lor și în Luca 19, la 41 la 42, îi se spune că Isus s-a uitat la Ierusalim și a plâns, spunând, Dacă ai fi cunoscut și tu, măcar în această zi, lucrurile care puteau să dea pacea, dar acum ele sunt ascunse de ochii tăi. Fiul lui Dumnezeu a trecut atunci peste pământ fără să fie recunoscut și așa a rămas până ziua de azi. Unii văd în el un om bun, alții îl iau drept un revoluționar, iar alții îl iau doar un evreu și mulți îl bajocoresc. Chiar și unii teologi au încercat să îi ia divinitatea și nu au observat că de ar fi fost un om, Iisus Hristos nu ne-ar fi putut mântui niciodată și nici nu ne-ar fi fost de folos. În ce situație te afli tu? Ai recunoscut cine este Iisus? Sau treci tu pe lângă acela fără să le înseamă, pe lângă acela care a schimbat cerul cu pământul, mergând pentru tine la cruce, dându-și viața numai ca tu să poți fugi de pierzarea veșnică? Să recunoști bine cine stă în fața ta și bate și acum la ușa inimitale. Să recunoști că este Fiul lui Dumnezeu sau vorbește inimitale și care vrea să te salveze. Deschide-i, fiindcă și pe tine te va scoate din întuneric la lumină, transformându-te dintr-un om fără speranță, într-un om cu speranța cerului, eliberându-te din puterea păcatului și a satanei slobozenia copilor lui Dumnezeu. Cred azi că sunt mulți care se numesc copii al lui Dumnezeu, dar nu l-au recunoscut cu adevărat pe Isus, fiindcă atunci purtarea și viața lor ar fi alta. De aceea căutați să-L cunoaște pe El și atunci vă veți convinge cine este și ce poate.